Bună! Vă mai răspund la o întrebare. Cum puteți face să puneți codul pe site-ul vostru? Da? Deci, vă duceți aici la Sign Up Forms și primul lucru este să mergeți la General Forms și să dați Translated, Auto-Translate și să dați România. Și dați Save Translation Settings și acum formularele voastre să fie în română. Primul lucru. Apoi vă duceți iar la Lists. Vă duceți aici. Sign Up Forms. Și dați Embedded Forms. Și vă alegeți unul din formatele respective. Aveți mai multe. Classic, Super Slim sau Naked. Faza e că trebuie să o traduceți voi, deci ăsta e codul pe care să-l preluați, trebuie să-l traduceți voi la voi în site. Deci trebuie tradus ăsta, 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 ăsta. Puteți să-l prescurtați. Deci aici e abonare la lista mea, aici e indică obligatoriu, se traduce asta, asta, asta și butonul de subscribe. Puteți să tăiați orice element, dar trebuie să tăiați cu cap. De exemplu, ăsta se taie cu totul și am dispărut e-mail-ul. Nu am tăiat bine. Ăsta prenumele și ăsta numele de familie. Ăsta dacă nu vreau titlu, ăsta dacă nu vreau caseta cu Indicates Required. Și ăsta e un cod pe care pur și simplu îl puneți la voi în admin, în widgets. Dar vă mai recomand ceva. Căutați la Google chestii de genul ăsta. De exemplu, eu am folosit destul de mult ăsta, dar sunt și alte soluții. Deci ăsta l-am folosit destul de mult, dar are un fișier text în care explică și poate să-ți facă codul să arate mai bine. Arată una din opțiunile astea. Da. Citiți, trebuie citit, pur și simplu, cum îți customizezi. Ai destul de multe tutoriale. Eu l-am folosit pe ăsta și sunt destul de mulțumit de cum arată. Cam asta. Succes!